O nouă ediție a campaniei Donează sânge, salvează vieți a avut loc astăzi la Spitalul Municipal Dr. Teodor Andrei din Lugoj. Numai puțin de 45 de donatori au venit pe rând începând de dimineață la unitatea spitalicească pentru a face un bine pentru semeni prin gestul lor. E prima dată când veniți să donați sânge? Nu. Din 3 în 3 luni donez sânge. Ce anume vă motivează să veniți? Să ajut oameni care au nevoie de sânge. Cum și soțul meu are nevoie, așa și eu donez sânge. Nu, este a doua oară. De ce veniți să donați sânge? Mă simt mult mai bine și pentru a ajuta alți oameni. Așadar, pentru a fi de folos celorlalți. Și celorlalți și mie. Organizatorii sfătuiesc pe oameni să vină și să doneze sânge, mai ales că acum există oportunitatea de a o face la spitalul din Lugoj și nu mai trebuie să se deplaseze la Timișoara. De ce sfătuiți oamenii să vină să doneze sânge? În primul rând pentru că pot salva o viață cu un gest simplu. Și în al doilea rând pentru că și pentru ei este bine, oamenii se simt mai bine după ce donează sânge și chiar e un lucru bun și pentru sănătate. Vin de la companii, de la multinaționale, de la, nu știu, de la instituții sau vin oameni pur și simplu care își doresc să facă o faptă bună? Vin de peste tot. Avem și multinaționalele care sunt partenerii noștri, cam de fiecare dată vin destul de mulți, vin în grup, vin pompierii, vin de la armată, poliția, toată lumea. Ei, în general, vin mai mulți deodată, dar vin toți lugojenii care își doresc să facă o faptă bună. Mi se pare foarte, foarte interesantă, foarte benefică. Din câte știu, e o lipsă foarte mare de sânge și având în vedere că e o campanie la care 100% din ce se donează ajunge direct la oameni, mi se pare una dintre cele mai benefice pentru țară. Despre faptul că se ține și la Lugoj, crezi că este un avantaj, că oamenii nu mai trebuie să se deplaseze la Timișoara? Da, cred că e foarte important pentru că sunt mulți care ar vrea să doneze și se gândesc, hei, o să vă donez mâine, poi mâine și așa se duce timpul. Da, cred că e foarte important că e și la Lugoj. Ediția de luna aceasta a campaniei Donează sânge, salvează vieți continuă și mâine de la ora 8:30, când donatorii sunt așteptați la Spitalul Municipal din Lugoj. Organizatorii roagă pe doritor să se anunțe în prealabil și să-i contacteze pe pagina de Facebook Rotary Club Lugoj.